Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție. Dacă n-ați făcut-o deja, știți invitația noastră de fiecare dată, like, share, subscribe. Astăzi alături de mine, în premieră la evenimentul zilei, dar e un om pe care l-am căutat, l-am invitat și l-am ascultat la TVR, pe vremuri când făceam emisiunea acolo, pentru că pun preț pe analizele domniei sale și mai mult decât analize, pe experiența de viața domniei sale și cred că trăim vremuri care necesită mai mult ca niciodată oameni cu experiență de viață, care să încerce, măcar prin impresii, prin idei, să așeze lucrurile în firescul lor. Alături de mine, actorul Florin Zanfirescu. Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezență. V-a plăcut? Intră? Dacă nu, o luăm de la capăt. Nu, mi-a plăcut. Da? Mă gândeam la ale mele între timp. Da, ușor cu sportul ăsta, cu gânditul, că ați văzut, e periculos zilele acestea, dacă ne uităm la premierul Ciucă, orice avânt de gândire se lovește de un eșec. Cine a zis asta? Nu? Așa mi s-a părut mie. Sunt eu răutăcios. Cine a zis? Premierul nostru? Da. Păi el, cine? El, probabil cine? Că el, pe el nu, pe el nu paște prea mult pericolul ăsta. Păi asta, nu, mi s-a părut că are ceva, și-a luat ceva avânt și... Da, știți, eu v-am invitat, n-aș vrea să personalizăm foarte mult discuția de astăzi, pentru că n-aș vrea să zic că lumea, domne, l-a chemat pe domnul Zanfirescu să dea în ei, să-i mitralieze. Nu vreau să dau nimeni. Să-i mângâiem atunci. Eu sunt deseori neînțeles în emisiuni, că văd comentariile de după și sunt unii, cred că sunt și unii care mă dușmănesc a priori, adică așa, dinainte, că au ceva sau sunt puși, cred. Sau s-o simți cu musca pe căciulă? Nu știu, dar eu mă pot defini ca un om care pledează pentru normalitate. Aoleu, ce cuvânt mare! Pentru bun simț. Din nou. Pentru respectul reciproc, sper. Deci, pledoaria mea este, și când apar, de fiecare dată mă străduiesc să nu șochez prin mărturisiri șocante, prin... Nu, dar culmea e că eu v-am prins tot timpul, fie că vă urmăresc la televizor în seriile de dezbatere în care vă prind, sau fie că ne nimerim în aceleași discuții, tocmai că nu șocați prin... Șocați prin normal, prin bun simț. Păi, prin... ce spun? Da, asta e. Iată un om ca un om. De multe ori, normalitatea șochează. Da, da. Pentru că ne-am zăpăcit. A devenit desuet. Noi, în societatea actuală, eu de multe ori îmi spun că am un reper al vieții mele, bunicul meu. Culmea, nu tata, bunicul, cu care eu stăteam mult și era un om pe care nu-l uit niciodată. Pot să spun doar atâta ca dovadă. Când mi-am luat carnetul de conducere, era pe la 25 de ani, nu știu când, mi-a apărut bunicul meu pe bancheta din dreapta a mașinii, pe scaunul din dreapta, și eu conduceam prin București cu grijă, că îmi luasem carnetul atunci și îi spuneam, vezi mă, tată mare, ce pot eu să fac? El nu condusese mașină, că erau alte vremuri, dar mă mândream în fața lui. El mă certa când eram mic, mănâncă-mă frumos. Cine știe cum țineam eu? Că o să mănânci și tu la vreo masă mare. Și îmi puneam mâna să țin, să mănânc frumos. Și mi-a rămas, când am fost prima dată la o ambasadă în Elveția și am văzut 4 furculițe pe o parte, 4 cuțite pe alta. Ați înțeles lecția bunicului? Zic, ce fac acum? Ce fac, mă? Mănâncă-mă frumos! Mă uitam la el, pe care îl apucă primul, că 4 furculițe? Și mi-am adus aminte, mănâncă-mă frumos, că să mănânci tu la vreo masă mare. Bunicul meu pentru mine este un reper. Și am pornit de la el ca să spun că dacă bunicul meu s-ar trezi, l-a murit de mult, dacă s-ar trezi acum, uite așa, printr-un miracol, și ar... s-a uitat la un televizor și ar sta o zi întreagă să vadă cum e lumea de acum. Ce ar înțelege? Nu, n-ar înțelege. Cred că s-ar spânzura.
sau nu știu ce ar face. Dar ce vi se pare cel mai deranjant la lumea de acum, domnule Zanfirescu? Domnule, morala, domnule. Mora, pentru că eu vorbesc acum de, lipsa morale. De oameni. Nu vorbesc de industrie, de invenții. A avansat omenirea. Iată, pe vremea când trăia bunicul meu, un radio funcționa, dacă avea un fir. Îl băgai în priză și mergea radio. Da, așa. Adică, fără fir, telefoanele astea. El s-a... Bine, și mama mă întreba, de ce vorbești mai așa scurt? Și eu zic, păi costă mult, mamă, discuție. Zice, dar de unde să știe ăia cât ai vorbit tu? Mă întreba. Toți bătrânii sunt așa. Și noi acum am început, eu am început să fiu față de copiii mei care... Bun, dar sunteți un adaptat la vremuri, că v-am dat pe Waze, aveți smartphone, adică nu sunteți... Eu am oameni în generația mea care de-abia se dezvoltă, care de-abia se descurcă cu telefonul am fără butoane și... Am mai spus-o la emisiunea care am avut-o noi doi, că eu nu mă jenez să întreb cât un student, fost student, că nu mai predau, bă, învață-mă și pe mine, și cum fac? Cum fac? Apasă și mie. Și uite, domn profesor, așa, așa, așa. Mai fă o dată. Și învăț cât pot. Dar deja știu că și băiatul meu îmi spune și fata, tata, vină, dă că să fac eu, că nu știi. Și nici nu mai înțeleg. Deci n-are rost să mă... Problema la care s-ar minuna bunicul meu nu e tehnologia. Că mașini care merg electric, care... Ce știu? Ce sunt? Poate unele habar n-ave. S-ar minuna la morală. Morala, moralitatea omenirii, adică evoluția individului în concepția lui. S-a ajuns la niște lucruri pe care noi când eram mici, dacă le făceam sau nu știu, mâncam bătaie. Cum ar fi? Adică nu vreau să intru profund în acțiune, că nu vreau să fac dușman. Eu de-aia pledez pentru normalitate. Și normalitatea în ultima perioadă s-a schimbat. Hai să nu zicem că... Bun, dar o să uită lumea, domnule Zanfirescu. Noi suntem pe YouTube, pe social media, unde publicul este ceva mai activ, mai tânăr, mai... Și o să zic că bine m-a venit domn Zanfirescu acum să ne vorbească de conflictul dintre generații și să ne povestească cum era pe vremea lui. Nu vorbesc de asta. Conflictul între generații e absolut firesc. Provine din faptul că una doream și vroiam să fac când eram tânăr și acum dacă m-aș gândi la ce vroiam atunci, zic hai mă terminați cu prostie, că n-are rău. Nu mai ai poftă, nu mai ești bătăios, nu mai ești atât de agresiv sau activ. Și asta e firesc, că nu mai ai aceeași putere. Și e firesc să lași tinerii să inventeze, să zboare în cosmos, să facă teleportare dacă s-ar putea să inventeze. Deci minuni pentru noi. Nu mă refer la asta. Ceea ce deranjează acum și cred că eu de fapt m-am gândit eu cum să-mi susțin punctul de vedere acum. Este apelul la normalitate care totuși e unică. Nu că normalitatea... Deci dumneavoastră spuneți că normalitatea nu e o chestiune relativă, o interpretează fiecare cum vrea. Normalitatea are totuși niște repere, niște... Domnule, dacă omul s-a născut și cum funcționează, bărbat, femeie. Am înțeles. Am plonjat direct. Păi cum e? Ce în capul tău când vrei ca bărbatul să nască? Nu ești nebun? Că lasă-mă cu Dumnezeu și cu legile Dumnezeu. Nu, domnule. Dom'le, dar cum ar fi? Dar... Bine, se poate ajunge la omul născut în neprubetă. Deja sunt semne, nu mai stă în uterul unei mame, ovulul ăla implantat, ci stă într-o neprubetă, poate să crească. Deci dumneavoastră sunteți, că tot timpul m-am întrebat, de unde aveți atâta energie? Vă văd în tot felul de contexte cu diversi oameni, inclusiv politici, luându-vă la trântă, efectiv, adică, băi, simțind cumva că nu mai suportați să stați în fața televizorului și veniți la televizor. Da, nu, vin de multe ori vă mână în luptă
tocmai dacă vreți, distanțarea asta de normalitate, așa cum o ziceți că o percepeți dumneavoastră, nu? Păi cum zic că o percep eu? Eu percep normalitatea. Păi nu știu, că vine unul, nu știu, ultimul scandal pe care l-am văzut a fost cu Bulai, ați ters cu el pe jos. Vine unul care susține contrariu a ceea ce susțineți dumneavoastră. Păi da, și... când Bulai, că atunci m-a enervat, că țin minte, când Bulai a declarat că mareșalul Antonescu, care a fost un erou de război, discutabil dacă întorcea el armele, acum avea statui în toată țara, e limpede. Că și Stalin s-a crucit când a văzut că regele Mihai, care era un puști, îi trimite legat fedeleș pe cel mai important mareșal al țării și luptător de care, pe care Stalin îl respecta. Aștepta să facă întoarcerea armelor în acord cu mareșalul. Și Bulai spune când mareșalul Antonescu a cotropit Odessa și și-a întins granițele României, păi omul era la război, ajunsese cu frontul până la Odessa. Din cauza asta coordona Odessa, avea un, Odessa a avut un guvernator care a murit și ăla, săracul împușcat, și care avea și calități din moment ce cei din Odessa l-au exonerat de orice vină. Când s-a întors războiul și cum îl chema? Avea un nume, are un nume săracul, dar nu-mi vine mie acum, Roșianu sau cam așa, l-au iertat, adică a zis că n-are nicio vină. Și a venit în România, l-au arestat din nou și a zis, ba da, e vinovat. Pentru ce... Deci sunt momente din astea în care vă vine și, să... Și nu, Bulai ne spunea nouă și băga în cap oamenilor care ascultă și care nu mai știu istorie, că nu se mai face istoria, că mareșalul Antonescu cotropise pământul rusesc și întinsese granițele până la Odessa. Da. Băi, ești nebun, zic. Păi când în război poți să ajungi, a ajuns la Stalingrad mareșalul Antonescu. Ce însemna că luase halca aia de Rusie? Bine, el cred că nu primise încă punctajul. Trebuia, dacă voia să sape la temelia statuii mareșalului Antonescu, avea de unde să o apuce, adică nu trebuia să ducă. Dar mă rog, atâta poate atâta zis. Dar întorcându-ne la definiția normalității, domnule Zanfirescu, păstrând discuția în interiorul granițelor, că după să ne rezolvăm pe noi mai întâi și după aia să-i rezolvăm și pe alții. Crezi că se poate? Nu știu, măcar să încercăm cu discuția. Câte vreme în afară vor fi probleme, noi degeaba încercăm să stăm ca struțul și la noi e liniște, e pace, e bine, e cald. Vi se pare că e? Că sunt toate problemele? Păi nu e! Păi ia ce zic? Câte vreme problemele din afară sunt groaznice, groaznice vor fi și înăuntru. Asta așa e, dar... Nu știu cum se face că în ăștia 30 și ceva de ani care au trecut de la Revoluție, orice idee zburda pe la graniță și era de sorginte așa occidentală, bună, proastă, nu contează, era a noastră. Că aveam noi un soi de handicap, dacă vreți, și tot felul de preconcepții despre noi, în principal. Care credeți că e principala noastră problemă astăzi când vorbim, de unde ni se trag toate? De la criza leadershipului politic, de la lipsa de curaj, de la lipsa societății civile, de la lipsa educației. Că e clar că s-a întâmplat ceva cu noi în ăștia 30 de ani și nu s-a întâmplat bine. Evident, părțile sunt și pozitive. Dacă ni s-a distrus ceva în cei câți ani de comunism, da, zic eu, cuvântul tovarășe ai culcat în spiritul românului egalitarismul. Adică eu sunt egal și cu ministru, tovarășe ministru, tovarășe... Și asta e cel mai rău lucru în raport cu munca și cu ierarhia în țară, în România. Adică ce, bă, ce, cine ești tu? Păi stai, bă, puțin. În America, ăla care e de vârf, are și niște milioane în spate, poate mai mult. Atunci, el e proprietarul fabricii și el mă dă afară imediat dacă se supără. Și atunci am respectit că zic tu. Tu, Bill, tu, Jim. Ei neavând nici pronumele de politețe. Da, neavând, lor neavând asta. Dar la noi românii, la noi foștii comuniști, nu românii, nu știu cum e în Polonia sau în altă parte, egalitarismul a fost o plagă și mai este încă. Mai sunt și altele. Adică asta e principala noastră traumă, dacă vreți, din comunism cu care am rămas. O traumă pare insignifiantă. Adică ce? Că zici tu...
cât te atrage după sine această problemă, această carență. Mm-hmm. Pe urmă, noi am fost învățați în perioada comunismului cu minciuna, ca adevăr. O exersăm și azi. Păi eu ce zic? Păi minciuna pare cea mai nevinovată. O minciunică. A pus el o minciună. Dar Ceaușescu, și lui Ceaușescu îi se spuneau minciuni. Producția este atât. E ca în bancul ăla cu câți purcei a fătat scroafa asta. 10 tovarăși Ceaușescu. Și fătase 2. Fătase 2. Și zice, păi 9 rămân populație, 8 rămân populației și 2, îi 2, îi dăm și noi la export. Și asta era o minciună. O minciună îngrozitoare, pentru că nu mai rămânea nimic bietului popor. Muream de foame. Mm. Și era doar o nevinovată minciună. Ce naiba? Adică nu poți să minți un pic. Minciuna este și în educația tinerilor noștri, minciuna este la prim rang. De prim rang. Dacă în Parlamentul României sunt 90% membri cu diplome false, se înscriu la o universitate în America, aduc o hârtie că au trecut pe acolo, s-au înscris. Pe site-uri, ce, în America nici nu se mai deplasează? Nu, aduc așa și după aia sunt în CV-ul lor, vine de la nu știu ce universitate, vine de... Sunt școliți tare de tot. A, nu zic că toți sunt așa. Mm-hmm. Sunt câțiva care... Ăștia de la vârful politicii, să nu mai vorbim. Ba da, toți au nu mai vorbim, diplome așa, luate de paraft. Fostul prim-ministru, cum îl cheamă? Plagiator? Dovedit a fost doar Ponta. Nu, nu, nu. Ăsta de la liberal. Care... A Ciucă? Nu Ciucă. Câțu? Câțu. Ah. I-am și uitat numele. Corect, păi cât a stat? Păi acum mai e unul Câciu și mă încurc. Câciu, Ciucă, Câțu, Câciu, Ciolacu, Ciuciu. Da, Ciuenlai. Ciuenlai o să fiu. Dom'le, dacă ăsta a trecut de adevăratele, că are și de avea și datorii da. La universitatea pe care a făcut-o, și e atât de prost. Vă rog. Cum e atât de nepriceput? Și atât, a fost atât de nepriceput. Ne-a băgat în datorii până în gât. Dar mai zice cineva azi de datorii? Păi o clipă, hai să terminăm o idee, că dacă începem cu fiecare... Da, vă las. Deci, dacă ăsta care a făcut o facultate, că se pare că a făcut-o, e atât de nepregătit, cum sunt cei care doar s-au înscris și sunt în Parlament, care dau... E vorba mai veche că atâta vreme cât cei care produc trebuie să ia aprobări de la cei care nu fac nimic, societatea e în derivă. Deci aprobările, dom'le, am vreau să fac, sunt inventator și la noi, că nu-l fi numai la noi, dar sunt ăla care, nu le știu numele, care a inventat motorul cu apă. Nimeni, toată lumea nebunește, motorul merge cu apă. Poate că e o minciună, poate că e o prostie, dar îl puneți, dom'le, la televiziune arătat, faceți teste, experimente, dacă e așa. Că logic este să desparți hidrogenul de oxigen, nu știu prin ce metod, și hidrogenul arde. Uh-huh. Și gata, iată motorul. Și iată, nu mai vorbim de economie, că asta nu e economie. Asta ar fi senzațional. Alții care prin gunoaie știu să facă curent electric și să scăpăm și de gunoaie pe care noi nu știm unde să le mai punem. Mormane, țara... Ei, știm să le mai, unde să le mai punem, că ne dau celelalte țări occidentale gunoi... Exportă gunoi în România. Deci avem unde. Din moment ce îl primim. Ne exportă înseamnă că și îl primim înseamnă că avem unde. Păi asta zic, nu. Păi mă gândeam că îl încarcă de substanță din asta pe cel care știe să ce să facă cu gunoiul. Da, sigur. Dar nici măcar nu se lămâre. Poporul are nevoie să îi se spună, domne, că totul se face pe furiș. Se vând fabrici, da. Uzine, se distrug capacități. Toți spun a prins o ură poporul pentru ce a făcut Ceaușescu. Bă, terminați cu minciunile astea, că Ceaușescu n-a făcut nimic. Ceaușescu ne-a distrus. Ceaușescu a pus cnutul pe noi, biciu.
că ne-a făcut în așa fel în 90 să țâșnim ca puternicile din România, să zicem unde vedem cu ochii, ca familia ținută sub obroc de un părinte bețiv și scandalagiu. Mm. Așa a fost Ceaușescu, un nenorocit care și-a chinuit familia și care când el a murit, praful s-a ales. Mm. Și totuși, tot poporul ăsta a făcut atâtea fabrici care puteau fi retehnologizate, de ce să, ce n-aveam în România locuri de făcut vile și terenuri de vacanță? Asta e problema, să dărâmăm uzine întregi, să devină teren vinat ca să facem vile. Mă, frate, mă, România asta are pământuri, are, poate să facă. Mi se par niște orori, ca să nu zic că... Da. Deci minciuna... Minciuna, impostura. Impostura, incultura și promovarea inculturii de către cei care au apucat să fie în frunte... Și sunt inculți. Da. Nu știu nimic. Iliescu s-a dă, s-a... Și se spune că Iliescu e cel mai, a fost cel mai bun animal politic din România. Adică chiar Iliescu știa politic. Nu știu cui i-a folosit asta. Păi nici lui nu i-a folosit. Mm-hmm. Iliescu clar nu a lucrat în așa fel încât să se îmbogățească. Bun, asta da. Sărac și curat. Mm, da. Dar... Mai aș mai pune un cuvânt lângă sărac și curat. Pentru că i-a lăsat pe toți să facă ce vor, numai ca să-l lase pe el la putere. Corect. Numai ca să nu-l sabote sau să-l dea la o parte, să ridice vălul și să se spună, băi, Iliescu e crescut într-un sistem, cum aș fi eu creștin? Eu sunt creștin. Ei, puneți-mă pe mine să conduc o țară de musulmani. Păi nu pot... Chiar să vreau, eu îi voi duce într-o direcție pentru care sunt formatat. Corect, n-aveți cum să trăgeți. Iliescu era comunist. Profunzimea, da, fibra. Și atunci, ce vreți de la el? El a verbalizat, a zis, bă, eu... să facem un comunist cu fața umană. Păi nu, dar el a zis că să fie democrație originală, domnule. Da. Și a dat și el seama că bate câmpii. Dar poate iese ceva din asta, poate iese ceva ce nu s-a mai văzut. M-am trezit că o invenție. Am auzit eu cum să compune o melodie, spunea unui pianist. Adică pianistul zice, băi, cum fac eu să compun? Zice, băi, nu știu, pianistul spunea unui muzician. Zice, știi ce? Așează-te la pian și cântă toate melodiile pe care le cunoști. Toate. Și dacă ajungi la una pe care nu o cunoști, înseamnă că e compoziția ta. Fabulos. Da. Deci, Iliescu a fost cea mai mare nefericire pe... Dar bun, el nu putea să se autoanalizeze. Nu e nimeni, cunoaște-te pe tine însuți, atât de puternic încât Iliescu să zic că mă dau deoparte, hai. El putea să se retragă din povestea asta, să nu preia conducerea, spunând că a fost crescut de familia Ceaușescu, corect. Că era nenea și tanti, da. Și ca orice copil înfiat, măi, eu nu pot să particip la omorârea lor. Dom'le, nu-i apăr, dar mă dau la o parte. Mm. Nici asta n-a făcut. Și atunci rezultă că e o canalie. Bun, am debutat cu stângul în democrație, domnule Zan Firescu, și cu o crimă și cu niște sânge, da? Lucrurile n-aveau cum, cel puțin din punct de vedere mistic, așa, să o apuce pe o direcție corectă. Și de la impostura asta, dacă vreți, identitară, politică, socială, ne-am dus din ce în ce mai rău. Că din impostură am picat în prostocrație și din prostocrație, astăzi noi când vorbim, suntem în plină militocrație. Noi, ca popor adormit, am încuviințat toate lucrurile astea care ni se întâmplă și de care ne mai minunăm pe la ocazii. Pe la o adunătură de familie, pe la o mormântare, la un botez, nu știu ce. Dom'le, dar eu vă întreb, cu securitatea s-a mai luptat țara asta? Cu impostura s-a mai luptat țara asta? Cum te lupți cu ce trăim astăzi? Cu prostia asta combinată cu toate ingredientele? Păi nu vezi că este un lanț, verigă de verigă. Odată ce a fost prima verigă, fixată bine, Iliescu, care și-a propus, împăciuitor fiind, întâi să apere securitatea. I-a trecut în rezervă, i-a trecut sub ordinele armatei, i-a fofilat încet, încet, i-a spălat bine cu detergent, cu furtunul, până când, doamne, a apărut SRI-ul. SRI-ul era făcut din foștii securiști. Normal, pe cine să facă? SRI-ul n-avea, SRI-știi n-aveau voie să lucreze
în afaceri, să participe la afaceri, că ei erau câinele de pază. Când li s-a dat drumul, poți să ai și tu afaceri, că și tu ești om. Păi stai, atunci de ce să te lași pe tine sau pe tine să vii aici, că Trustul Carpați are milioane în conturi și hai să-i împărțim între noi, în timp ce în stradă se urla, jos, securitatea, ei numărau banii, stăteau împreună și ziceau, tu faci asta, tu primești asta, tu și răspunzi la comandament, dacă te chem, vii. Zigzagul ziarul s-a făcut așa, dar nu numai asta. Toți au primit fonduri de la securitate care nu erau ale lor. Și ce scop avea să facă ziarul ăla, firma aia și așa mai departe? Să acapareze și ușor, ușor, lanțul slăbiciunilor, din verigă în verigă, poporul a ajuns în genunchiat. Cine acuză? Voi ce ați păzit când s-a vândut Comtimul? Să zicem. Voi românii ce ați păzit când s-a vândut Portul Constanța, care se va vinde acum? Sau copiii dumneavoastră, voi ce ați votat în 90? O clipă. Vorbim numai de ce ați păzit când s-a vândut. Păi acum pot eu să opresc vânzarea Portului Constanța? Nu. Și nu numai eu gândesc așa. Toți cu care vorbești, zice, dom'le, nu suntem de acord. Dar mă întreabă cineva, păi la fel s-a întâmplat și când s-a vândut Poiana Brașov și când s-a vândut, ce s-a mai vândut? De la Intercontinental. Când s-a vândut toată industria. Când s-au vândut și s-au tăiat cu flexul toate. Da, acum două săptămâni s-a vândut Mintia unui grup irachian. Adică cineva face atât de mult pe prostul, ăla care mă întreabă, zice, atât de mult pe prostul încât el nu știe că eu n-aveam nicio putere? Că poporul e dus cu preșul și cu pluta. Deci nu avem nicio putere, asta e... Păi ce? Păi noi avem o putere când votăm. Hai să vorbim și despre asta, ca să fie lumea lămurită cumva. Deci am o putere... Dar stați puțin, că ați deschis paranteza de întoarcem la vot, dacă vreți, și la responsabilitatea. Da, vreau. Și la... Da, și eu. Dar ca să închidem paranteza cu securitatea, e o mare apăsare a mea. Eu care n-am avut de-a face cu securitatea, la 89 aveam 2 ani, dar am văzut ce a însemnat, cum s-a dezvoltat și ce este astăzi. Domnul Sam Firescu, astăzi noi când vorbim, dacă o recunoaștem, clasa politică este sub asediul securității, mediul de afaceri este sub asediul securității, securitatea pe lângă lege își face propriile legi, își adaugă la lege și își creează cadrul legal pentru toate abuzurile. Are cereri pentru mărire de salariu. Are bugete pentru care nu dă niciodată vreo explicație. Are tot ce nu speră să aibă, nu știu, alt regim militarizat sau mai puțin militarizat din lumea occidentală la care ne raportăm. Și nimeni nu zice nimic. Ăsta, uite, eu zic, ăsta e în dumneavoastră, eu, 2-3. Și ni se pune câte ștampilă din aia. În lanțul slăbiciunilor de la Iliescu încoace, fără să lipsească nicio verigă, a apărut această formă de conducere, de urmărire, de control, SRI-ul, că nu mai e securitate, a apărut această formă și s-a introdus această posibilitate pentru fiecare membru SRI că poate să aibă și afaceri. Da. Și din clipa aceea, când era vorba de o fabrică, de o uzină, de o chestie care să vinde, nu știu, de ce să nu iau eu dacă am voie să fac afaceri? Și încet, încet lucrurile s-au condus în așa fel încât cel care putea să o ia și merita să o ia a fost izgonit. Sau nu neapărat că să o ia ei, dar să dau eu certificate pentru firmele din afara spațiului european. Că întrebarea era așa, când țara asta, eu am mai folosit, am mai pus-o, când țara asta la ora actuală este vândută 90% din ea și este eșuată din punct de vedere economic, este eșuată, serviciile ce au păzit? Pentru că ele sunt plătite și cer salarii din ce în ce mai mari ca să apere, nu să-și facă afaceri, ci să apere bunurile, măcar afacerile seriștilor să fi fost de așa manieră încât să nu lase să se vândă nimic în afară și să cumpere ei. Și erau ei 9 miliardari. Nici o supărare, că ăla sau eu pentru mine e același lucru. Dar ei au lăsat să se distrugă, să se vândă, să se aleagă praful și au fost probabil plătiți și din partea aia, adică parandărătul ăla. Și atunci întreb eu, la ce avem servicii de SRI Siguranță, sau cum se cheamă, SRI Siguranță? Serviciul Român de Informații. La ce avem?
Și la ce plătim atâtea salarii când noi avem pensii de mizerie, când noi o să murim de foame și de frig la iarnă? Pot să vă intervin scurt? Păi cine să vă răspundă la întrebările astea, domnule Zamfirescu, când... Ăla care îmi spune cine? Că de ce nu m-am opus când s-au vândut alelalte. Păi nu, eu credeam că chiar așteptați un răspuns. Păi cui să... Eu întreb populația care ne ascultă. Instituțional, teoretic, ar trebui ca serviciile astea să-și depună rapoarte anuale în Parlament, să existe interpelări din partea parlamentarilor, să fie... Pe vremea lui Ceaușescu, securitatea era urâtă și exagera și făcea crime și era urâtă. Dar măcar venea și bătea la ușă tovarășul secretar general. Mm. Vedeți că aveți un acolo care nu știu ce și nu știu cum. Și era câinele de pază al avuțiilor naționale. Da. Avuțiile naționale care au existat și nu sunt ale lui Ceaușescu. Tot ni s-a introdus averile lui Ceaușescu, munca lui Ceaușescu. Nu, ale noastre. Hai să le devesim, să le... nu ne interesează că sunt ale lui Ceaușescu. Nu e nici nimic al lui Ceaușescu. Mm. Ceaușescu era un grandoman care a zis să se facă, să se facă și să se facă. Și se făcea. Cine făcea? Eu, dumneavoastră, poporul ăsta. Bătrânii noștri care acum mor de foame. Ei făceau. După care a dispărut Ceaușescu și aceste lucruri, vedeți, pericolul, când totul e al poporului, totul e al nimănui. Știți că în orașul Călimănești, unde mă trag eu? Mi-am bătut în... În orașul ăsta e un parc, un singur parc în centru, unde e stațiunea balneoclimaterică. Și în anii 90 aduseseră țăranii din comună și pășteau vacile în parc. De ce? Păi m-am întrebat, păi ce faci, dumneavoastră, ești nebun? Păi ce, acum e al poporului? Eu fac ce vreau, ce, iarbă, crește iarba, mâncă și vaca mea, că n-am de s-o duc. Dacă e al poporului, păi când nu ai un proprietar, totul e al nimănui. De-aia s-a putut, cine a vrut și-a luat o uzină care era, s-a băgat el acolo, a dat niște bani, a zis că mai dă niște bani. Cum, domnule, Patriciu, eu nu cred că a murit, nici acum nu cred că a murit. A, nu, mă interesează, treaba lui. Nici nu mai contează, a murit, n-a murit, problema da, e că a rămas. Dar cum fără... să cumpere el rafinăriile, toată industria petrolieră română, domnule? Și toată lumea să zică, da, iată un marele liberal român care zici că inventase. Păi cu ce bani acum? Petrolul. Ăștia care au cumpărat, frații Păunescu, au cumpărat Intercontinentalul. Păi eu puteam și eu să încerc să mă duc la bancă, dăm și mie nu știu cât, că vreau să cumpăr... La Banca Poporului. Cu banii ăștia, da. Continentalul. Și după aia, din chiria pe un an, doi, dau banii înapoi. Banii se devalorizau. Mm. Și s-a trezit omul. Păi pentru că a făcut-o cu aprobare. Păi n-a zis-o Văcăroiu de curând, a zis. Puteam eu 90% să... din privatizare a ieșuat. Puteam eu să mă și duc. Gata. Puteam eu să mă duc să vând. Deci mă duc în poarta fabricii la Cugir, care producea armament, și făceam un contract, făceam un SRL cu 100 de mii de lei, nu știu cât, și vindeam arme. Păi mă împușcau în poarta fabricii. Dar Stănculescu a putut. Da. Că el vindea arme pentru România, pentru Ceaușescu, și când a dispărut România, Ceaușescu cu România lui cu tot, domnul Stănculescu Răposatu vindea arme pentru câștigul lui. Asta au putut să o facă numai cei care erau la butoane. Căderea comunismului. Și când au ajuns la butoane, crede cineva că le vor mai părăsi? Nu, evident. Dacă nu rupem această verigă a unui lanț... Și nu e că ei au părăsit-o biologic, domnule Zamfirescu, unii dintre ei. Nu contează! Problema e că au rămas copiilor, urmași, nepoților, da. Domnule, păi dar păi cum? Da. Au avut grijă și au pregătit, păi de, n-ai face la fel? Nu știu. E nu. Păi poate că nu ne pricepem. Cred că și da, și cred că nici nu s-a dat ocazia și cred că n-am putea totuși. Nu. Dacă am fi fost ține în zonă... Ține de anumită factură umană. Dacă am fi fost crescuți în a, zonă... A, da, ne? Da. Probabil că făceam la fel. Dar cineva trebuie să se și opună. Și trebuie să se opună cu posibilitatea de a se opune. Păi asta nu așa, mă aici... opun, eu mă opun. Da. Și ies cu o pancartă în stradă, se râde lumea de corect. Mine. Dar aici, asta voiam să ajungem. Noi avem o serie de probleme pe care le-am enunțat și dumneavoastră și eu, mai puțin, mai mult dumneavoastră, și foarte bine că de asta sunteți invitat. Securitate, cârdășie, impostură, prostie, toate astea unite sunt o serie de probleme. Și te uiți la soluții. Și ai zice, băi, una dintre soluții, nu foarte la îndemână, e votul.
Da? Că odată la nu știu cât timp îți pui speranțele... Pe asta vreau să zic adineauri, dar nu da. Mă las. Deci, o las, domnul Zanfirescu, deci, moderez și eu. Da, da, da. Nu. Și atunci, e o iluzie votul sau e chiar o armă? Vorbeam despre faptul că poporul român e acuzat de către unii că n-a făcut nimic în timp ce țara s-a dus de râpă. Și poporul român îi se tot spune, zice, stai puțin, că din 4 ani odată tu ai posibilitatea să-i amendezi, să-i amendezi. Du-te, votează și ai grijă pe cine alegi. Păi și când aflăm că vor candida la președinția care urmează, X și Y. Poate 3, poate 5, că au candidat și câte 8. Și cu Mudava. Candidat Mudava, săracul de el, a crezut și el că poate... Sau era sfătuit, sau nu știu. Păi, când vezi, înainte de vot, afli, citești, scriu ziarele, că unul din candidați a fost în America și a primit acordul de a candida. Altul a fost în Germania. Toți candidații fac câte o excursie, înainte de a fi votat, undeva. Unde li se dă foaia de parcurs și acordul, da, te vom susține. Păi ce susține față? Spunea unul săracul de... Adică tu vrei să spui că eu am ales pe cutare pentru că m-a influențat America? Da, domnul. Tu te, domnule, de genunchi. Păi eu am votat că am vrut eu. Ca și ăia din Timișoara care spuneau la Revoluție, fac o mică paranteză, dar care spuneau, noi n-am fost... cum se cheamă, manipulați. Noi n-am fost manipulați cu preotul Tăcheș. Noi am fost de capul nostru acolo. Parcă nu se înțelege, nu se știe ce înseamnă să fii manipulat. Da. Păi ce înseamnă că îți dă telefonul acasă și zice, du-te și fă un scandal, asta înseamnă manipulare, da. Da, numai asta. Suntem săraci cu duhul. Eram cam proști. Ținuți cu nasul între picioare de către regimul comunist. Și nu știam, eu nu știam, mă socotesc intelectual, dar eu nu știam multe lucruri din realitatea actuală. Am învățat pe parcurs ce înseamnă piață liberă. Eu întrebam, bă, dar ce înseamnă aia o piață liberă? Bine, era și foarte greu, nu aveați acces la păi nu știam. De informații. Adică astăzi ești imbecil pentru că vrei. Ne-am revoltat. Nu că nu ai opțiuni. Că Brucan a zis 15 ani de democrație. El a zis 15, acum nici am 20. Da. Nu, nu, 15. A zis 15. Dar mi s-a părut enorm. Cum, bă, 15 ani să stăm noi? Și au trecut 30 și tot n-am învățat nimic. Dar unde credeți că am greșit noi ca țară? O clipă. Și când cei care participă la alegeri, până la urmă, doi, au primit acorduri din afară de a candida și de a fi aleși, noi... Ce să mai votăm? Pentru că întreb, ce ți-a spus, domnule, în America, în birou oval, că te acceptă să fii candidat și să participi la alegeri? Cu ce condiție? Spune-ne și nouă. De omul promite marea cu sarea și când se vede în frunte ales, zice, e, nu e chiar așa, stați puțin. Pentru că eu spun, celui care va fi candidat și va fi ales acum, nu-i prevăd nicio șansă. Că ce șansă avem în viitor? Așa. Nicio șansă. Pentru că e de ajuns ca firmele, băncile, forțele din afară să-i spună, domnul președinte, nou ales. Dumneata faci ce vrei, poți să faci și schimbare de regim. Dar întâi plătești datoriile. Când ne-au băgat în fundătura asta datoriilor și după aia ei au plecat. Pe cine tragi la răspundere? Pe Câțu, care a fost adineaur. Care nici nu mai e. Că a fost adineaur totuși, e mai aproape, e undeva. Dar cine, pe cine? Pe Văcăroiu? Pe... Care au fost? Pe Petre Roman, care a deschis poarta, zicând suntem un morman de fier vechi? Că aveți comparația cu americanii. Noi am ajuns foarte ușor să avem discursul ăsta public, ăla e candidatul francezilor, ăla e candidatul nemților, ăla e candidatul americanilor. În definitiv, unii ar spune, domnule, suntem o țară prea mică ca să avem un destin propriu. Trebuie să jucăm cu unii sau cu alții. Așa. Problema e că nu jucăm și cu noi. Păi nu mă deranjează că jucăm cu noi. Păi dacă nu-mi dă voie să am și un candidat ales de noi? Păi nu l-ați ales pe Claus Iohannis. Cum adică? Numai alogeni? Nu l-ați votat pe Iohannis? Cum? Nu l-ați votat mitul neamțului? Păi de un să știi, domnule, ce are ăsta în cap? Că imediat când a venit la putere, păi, eu am sperat... Ok, prima dată n-ați știut, dar al doua oară... Păi ce l-am mai votat a doua oară? Ah,
Al a doua oară s-a numărat greșit. A votat cu Viorica. Că n-a votat nimeni cu el. Nu, dar... Cum n-a votat domnul Zanfirescu? Lăsați-o baltă. Hai, cine numără? Hai să nu scăpăm de responsabilitate poporul român, că n-a avut, domnule, că a ieșit fără voturi. Nu mai a ieșit cu 70%, lăsați-o. Da? Cine numără voturile are dreptate. Să nu spuneți că Viorica a fost președinte și s-a culcat ca Joană. S-a culcat președinte și... Nu știu. Adevărul e că ni s-a pus în cale atât de penibilă Viorica, încât cei care l-au votat... Asta e, de fapt, schema care... Păi și asta e o schemă, dar nu numai asta. La nevoie asta, la nevoie schema Clotilde Armand, care... Mm-hmm. Păi, dar femeia aia n-are voturi. Cine sunt? Dar pe ăla din Timișoara, cine îl cunoștea, domne? A ieșit ăla brusc. Schmidt, Schnitzel. Nu, Dominic Fritz. Fritz, Schnitzel, nu știu cum îl cheamă. A ieșit ăla, domne. Că timișorenii așa erau în limbă după el, mă. Adevărul că după două mandate cu Robu Usca am venea să votez cu oricine. Zdringhi, să zdringhi. Poate și asta, deci... Asta vă zic, adică... Deci, dar eu cred că această gândire este... E greșită, nu zic nu. Nu greșită. E dirijată din afară. Fără să ne dăm să suntem manipulați într-un fel foarte... Păi atunci nu avem nicio vină dacă suntem manipulați atât de subtil. Ba da, că am putea să nu fim manipulați. Am putea să ne dăm seama. Am putea să... Dar au fost în ăștia 30 de ani, domnule Zanfirescu, vreun moment în care a zis, da, mă, ne, suntem stăpâni pe destinul nostru? Ați simțit un astfel de moment? Să punem pe nostru? Exceptând momentul 89-90. Păi, dar de unde să știi, domnule, că Emil Constantinescu... Iată, corect. Da. Susținut de seniorul, cum îl cheamă, de a murit... Coposu. Susținut de Coposu. E... Cine e? Și asta e adevărat. Dar Coposu nu știa. Păi noi n-avem români în țară? Pentru că, sigur, prin alegerea lui Iohannis, noi am încercat să dovedim că nu suntem șovini sau nu avem... Mai trebuia să dovedim ceva? Nu. Pe bune? Ba da, că suntem acuzați de tot. Cine? Nu? Ungurii că le facem viața în colțman. Haideți, domnule, că suntem în toate rapoartele, suntem dați ca exemplu ca cel mai relaxat popor în rapoarte. Aia în rapoarte, dar nu citește nimeni. Și toată lumea zice că românii îi chinuie pe unguri, că suntem... Cum se cheamă când ești... Cum se cheamă, domnule, când ții 30 de ani la guvernare, că îi chinui? Domnule, cum se cheamă când ești... Asuprit? Nu a suprit, mă, frate, când urăși străinii, filos, semit, xenofob. Nu-mi vine, ce să fac, fiindcă nu sunt xenofob. Da. De-aia nu-mi vine. Deci, odată cu Iohannis am dovedit, dacă mai era nevoie. Păi nu era. Școli, limba asta, maghiară, școli, facultăți, tot ce vrei, domnule. Da. N-au ei nici la ei în țară avantaje mai mari decât au aici. Și suntem xenofobi, dragă. Ei, uite, odată cu alegerile lui Iohannis am arătat că... Gata, nene, am încheiat și capitolul ăsta. Ce mai suntem? Păi ce da, trebuie să vă mai dăm ăsta? La o lună după alegerea lui Iohannis, așa. Eu mi-am dat peste mâini prima alegere, că am votat cu el pentru după primul, că... Ziceți, după, la prima lună de președinție, din primul mandat. De ce? Ce s-a întâmplat? Pentru Schweinhofer, sau cum se cheamă. A, cu lemnul. Când i-am văzut în cârdășie, mă gândeam, în clipa asta, încetați jupuirea pădurilor României. Și el era naș sau fin. Nu, sau ci că sunt niște insinuări nefundamentate. Ce insinuări, domnule? Păi dar ea lucrează în continuare. Deci, iată, sub președinția lui, care e din Sibiu și aia, firma lor e venită de la austrieci în Sibiu și aia taie... valuri de păduri. Și mi-am dat seama cine e Iohannis. A venit la putere și zice, stați copii, că acum, când am văzut că Angela Merkel nici nu-l bagă în seamă, am zis, e neamț de-al ei, o fi acolo, avem și noi noroc în țara. Păi așa ne-a și zis, că vin investitorii. Să vedem acum cum moartea reginei, regretatei regine, așa. Că e un fenomen al naturii, a fost un fenomen. Cu noul rege, Charles, ce valoare va avea viscriu și faptul că venea? Și... Vă puneți vreo speranță? Păi în, nu, în treaba asta? Nu-mi pun mari speranță. Cum o să mai impun? Eu adică vine regele mai... Angliei să se mai... Păi să, da, n-ați văzut că ne-am descoperit brusc toți monarhiștii acum cu ocazia asta și toți o trag cu ceața al nostru. Singurul lucru avantajos pentru România, o spun cu toată gura, ar fi să ne declarăm dominion al Imperiului
englez. Mm. 53 a țară, două au ieșit, erau 52, acum au rămas 50, a 51 țară din Commonwealth. Ei, și ce? Cum Australia poate fi, Canada poate fi și Noua Zeelandă și insulele din Africa și toate insulele, țările din... Deci măcar să ne domine cineva oficial. Dom'le, să fim, păi să da. Fie cu la poartă. Uite, am putea să ne ducem cu o jalbă în proțap, da. Dar nu eu, că niște reprezentanți. Zice, ia-ne sub aripa monarhiei. Atunci România ar avea o șansă. Altfel, veriga de care vorbeam, nu va avea, adică lanțul nu va avea o verigă lipsă. Da, asta că nu pierd mâna. Mă întrerup exact în momentul când vreau să spun verbul. Și asta nu-mi combine. Mi s-a părut că a spus. Pentru că, chiar, parcă acolo, să nu spun. Gata. Deci exact când veriga lanțului, când vrem să o schimbăm, seriul care a greșit și care... Așa. Atâta, merge, nu se poate. Nu se poate. Și lanțul se compune, se construiește verigă de verigă în continuare. Lanțul cu care suntem înconjurați noi. Acum întrerupem. Nu, întrebarea era în continuarea discuției noastre, că am plecat de la vot. Deci votăm ce ni se dă. N-avem opțiuni reale, e totul într-un scenariu. Da. Pe lângă toată ecuația asta, ei prosperă. Au clasă politică, după cum spuneam, au afaceri, au... Îmi spuneți că din interior soluții nu prea putem să generăm. Că n-avem cum. Că avem o singură armă și aia e degeaba, e o iluzie, votul. Doar din afară, din nou, iar să mergem pe la alte porți? Pe ce? Iar să zicem că nu suntem în stare? Păi de ce am ajuns aici, domnule? În 89 n-am fi mers pe la nicio curte, n-aveam niciun leu datorie, niciun dolar datorie. Și în 89 a venit tovarășul Iliescu și ne-a pus capac. Și ne-a dus de nas. Și noi ne-am lăsat duși prostiți de 45 de ani de comunism. Că atunci nu știam ce înseamnă aia, ce înseamnă... Trebuia să vină un om adevărat patriot. Cuvântul... Aș face o despărțire între patriotism și naționalism. S-au năpustit asupra termenului național. Ești naționalist, ceea ce însemnează că ești cu Hitler. Pentru că se numea Partidul Național ce era. Și ala. Nu vine, de acord. Dacă nu vreți în dicționar, scoateți termenul. Dar patriot pot să fiu? Să-mi iubesc mama, casa, țara, pot să fiu? Că dacă îmi iubesc mama, nu înseamnă că spun că mamele celelalte sunt deplorabile. N-am să spun asta. Niciodată. Ba din contră, eu accept că ai o mamă pe care sigur o iubești ca pe cea mai importantă persoană din viață. Cum și mama mea pentru mine este la fel. Și asta este patriotism. Deci hai să nu ne mai certăm că ne iubim originea. Numele, vor să despară și buletinele, vor să ne treacă și numele, vor să... Numai că, și eu asta anunț, vreau să anunț. Ăsta e motivul pentru care am venit aici. Antenele mele, simțurile mele, nu antene, că n-am prieteni, n-am găști, simt că s-a cam ajuns cu tot războiul care este. Dar și războiul are un curs acum diferit de până acum o lună. S-a cam ajuns la fundul sacului, la fundul prăpăstiei, nu a sacului. Și că de acum, pe nesimțite, vom începe să urcăm, nu mai coborâm. Și cu moralitatea, la care făceam aluzie. Lumea știe la ce mă refer. Pot să o și spun, dar mi-e teamă de interdicții, că sunt niște colegi de-ai noștri, prieteni, puși și prieteni, la CNA, care se uită pe mine acum să mă... Aici CNA nu funcționează, dar funcționează alte reguli când ne spun ăștia pe YouTube, pe asta, da. Dar oricum, nu vreau să-mi aprind pe aia în cap, nu vreau să mă lovească unul cu mașina din parcare, nu vreau, că sunt și eu un om și vreau să mai trăiesc ca să văd, să fiu spectator, să văd și sunt curios ce se mai întâmplă, unde... Dar simt că am depășit nivelul de jos și că ușor, pe nizmi, urcăm. Urcăm. Încep să se schimbe părerile oamenilor cu privire la ce face școala, cum își bate joc. Adică părinții nu mai au voie în școală să nu intre. Mă, frate, unde te trezești, doamne?
Păi nu ești al poporului, nu poporul te conduce, te plătește, te întreține, te susține. Nu poporul e cel pentru care trebuie să muncești, să lucrezi, să produci și să conduci. Poporul te alege reprezentantul lui. Nu te păi așa e logic. Teoretic. Ministru este reprezentantul celor pe care îi reprezintă. Adică ministrul muncii. Am o mare stimă pentru domnul Budăi. Sper că și pentru domnul de la energie, ca să... A? Sper că și pentru domnul de la energie aveți aceeași stimă. Nu. Nu, nu, nu. Păi știu ce vorbesc. Eram ironic, da. Da, știu, dar sunt câțiva care săracii sunt din partea bună a trebii. Nu toți sunt trădători și batjocoritori. Nu toți. Sunt unii care să-ți bat, dar îi dă și afară. Pleacă, nu mai este, nu-s bun, nu corespund. E, a început să se schimbe. Prevăd, într-un an de aici, vom traversa cea mai grea iarnă care ne-a fost vreodată pusă în față. Cât s-o mai trăi? Să vedem. Dar nu vreau să vă întrerup, dar suntem la momentul cu iarna. Și tot invocați bagajul trecutului, unele momente de nesuportat din comunism, frig, întuneric, foame, imaginea aia cenușie, ni se vinde acum ca necesitate și ca normă lumea sesizat pentru a învinge rău. Că ne-am întors de unde am plecat. Dom'le, ba mai rău, de că amenzi pentru că consumăm mai mult curent, nu s-au anunțat niciodată. Atunci plăteai mai mult. Ce să faci? Dar acum să-ți dea amendă? Pentru că ce? Pentru că ți-ai încălzit copilul, casa sau ce știu. Dar 20% din curentul, din energia țării e consumată de particulari, de cetățeni, de popor. Mm. Restul sunt industriile care... Care mai sunt cât de cât. Care, mai care sunt nici ele nu mai sunt, că dacă erau alea după vremea din înainte de 89, acum consumau. Da, da, vedeți dumneavoastră că ceea ce înainte era absurd și era de... greu de îndurat. Acum a devenit normă. E normal să vină, nu știu, ministrul de energie al Elveției să ne zică să facem duși doi câte doi ca să mai economisim din apă. Să vină un Macron să ne zică că să stăm cu 19 grade în casă. Să vină ăsta al Germaniei și tot așa. Adică, mă, stați un pic. E prea mult. E un pic prea mult și măsurile astea par un heirupism mai degrabă decât niște soluții valabile. Că dacă ne zicea, uite, planul e ăsta și rezolvăm cumva situația în perspectiva asta, lumea poate crede, da, par de desene animate. Păi ce rezolv cu 2 grade, cu duși în 2, în 3, în 4? Și știți cum nu zicea să mai punem un pulover? Avea și dreptate, mai punem un pulover și de. Acum, chestia cu dușul din 2 în 2 ar putea fi foarte bună. Da. Să faci cu vecina. Sau să fim progresiști cu vecinul. Când vorbeați de moral. Ce înseamnă progres? Asta e progres? Nu știu, am zis și eu, am făcut. Nu, păi ai zis greșit. Asta. Păi stai bă, asta e progres. Așa se cheamă. Să ajung să fac dragoste. Nu vreau să vă bag în da. Cu nu. Vecinul. Asta înseamnă progres? Unii asta... așa o vântă, domnul. Iertați-mă, asta înseamnă degenerare. Mi-am pierdut mințile și nu mai știu și mă interesează doar un orificiu. Libidou nu e asta. Da. Întorcându-ne la ce ați spus dumneavoastră acum câteva minute, la soluții. Deci dumneavoastră spuneți că soluția nu mai poate veni din interior, e să mergem să cerem ajutor pe unde mai putem. N-am zis eu asta. Păi nu, ziceați că singura noastră speranță e să mergem la cealaltă, să-i spunem, bă, ia-ne și pe noi. Păi să cerem ajutor? Nu, să salvăm România, nu știu. Ce crezi că dacă am intrat sub umbrela unui imperiu, imperiul ar zice, copii, vă dau imediat toate datoriile, le achit eu. Nu, cu siguranță și voi nu. Uzuriți nu, și împrumutați în continuare. Luați în continuare, da. Păi și atunci, cei care ne privesc, Dumnezeu, am fi răscut, ce să înțeleagă? Care e soluția? Cum ieșim din starea eu asta? Eu am avut o cunoștință. Și, sau mai aplicat, dacă îmi permiteți, și ca să nu vă întrerup. De ce nu vă implicați, domnule? De ce nu faceți politică activă? De ce nu vă duceți lângă un partid? Pentru că sunt bătrân. Dar stați puțin, înțelepciunea ar trebui prețuită, nu condamnă. Înțelepciunea e una și putința e alta. E, înțelepciunea vine odată cu vârsta, nu cred că te vine cu vârsta, dar nu pot. Eu nu mai mă scol la ora 7. Nu mai pot. Nu mai lăsați, pot. Domnule, nici Churchill nu ieșea din casă în ultimii ani. Făcea politică din cadă.
Da, el a făcut toată viața, știa mecanismele. Mă apuc eu acum să fac ce? Am încercat. Păi, grupul... Firescu, dacă îmi permite să vă fac o laudă, măcar vorbiți liber și nu trăiți un prompter după dumneavoastră. În grupul pe măcar enunțați niște idei liber, articulat, fără să vă sufle unul din spate. Nu cărați o foaie tot timpul. Ați văzut pe ăștia doi de ne conduc primii în ierarhia statului că dacă își pierd mapa, își pierd capul? Da, capul e în mapă. Păi, da. Nu vedeți că nu avem unul care să zică două cuvinte la comemorarea lui Avram Iancu? Nu avem la deschidere de an școlar în fața unor copii, nu sunt stare profesori să zică trei cuvinte, să-i însuflu. Păi da, nu în limbariță, nu în limbariță stă calitate. Mai stă și în asta, domnule, în ordinea gândurilor, că dacă ai ceva ordine în cap, coboară cu liftul în gură și ordonat, domnule. N-are rost să insistăm pe tema asta, că... Bine, vă rog. Nu mai. E bine să fim și în dezacord. Dacă aș fi de 55-50 de ani, și mă știu când aveam 50 de ani, când a căzut Ceaușescu, aveam 40 de ani. Și eu atunci am vrut să intru în politică. Mm-hmm. Nu știu ce, nu mai țin minte, dar să formaseră niște partide, niște, și să particip la primele alegeri pentru Parlamentul de atunci. Mi s-a dat telefon din partea unui PSD-ist cu care eram foarte bun prieten. Băi, Florine, bă, vină bă lângă domnul Iliescu, mă, că e atât de democratic. Mi-a spus Bujor Mihai Sion, prietenul meu, soțul de atunci, al Ioanei Pavelescu. Eram prietenul, cât ne vedeam înainte. Vină bă lângă, el era bun și am zis, nu vin Mihai, mă duc să particip, dar în altă parte. Unde? Și i-am spus. Undeva trebuia să duc plicul cu înscrierea la Vâlcea. Că de acolo mă înscrieam eu și era... Și i-am spus. Jur că nu mai știu unde trimiteam plicul. Am format plicul, fotografii, tot. Și am zis, le trimit la Vâlcea. Și plicul ăla, nu cu poșta le-am trimis, cu nu știu ce, cu o mașină sau... Plicul ăla n-a mai ajuns niciodată la Vâlcea. De atunci nu m-am mai văzut cu Mihai Bujor Sion. Știa sigur că voi câștiga, că voi mă alegă ea. Și pentru că i-am spus, a zis, vedeți că se duce unul. Și el a luat, nu știu, da. Ce lucrături, ce mafii. Și atunci era securitate, adică se putea. N-a mai ajuns niciodată. Că am întrebat, bă, i-a trimis plicul. Nu ai trimis, domnule, nimic, nu știu. Am înțeles. Ați pierdut trenul. Asta e. Și atunci s-a stins orice... Nu s-a stins. M-am scârbit. Eu aveam treabă. Eram regizor, actor și profesor la facultate. După aia am ajuns rector în 2000. Iar acum vreau să spun un lucru care mă bucură enorm, că am atins acest punct. Îl felicit pe actualul rector, pe Liviu... cum îl cheam? Liviu Lucaci. Așa. E actor, actor parcă la Național, Liviu Lucaci. Rector, pentru că a reușit, sigur că în mandatul lui, el a reușit. Acum, în mandatul meu s-a trecut la învățământul la 3 ani. S-a renunțat la 4 ani. Degeaba m-am dus eu la doamna Andronescu și am spus, domnule, noi avem, facem, drege, 4 ani e nevoie, nu se poate. Ministerul n-are bani decât pentru 3 ani. Dacă vreți să lucrați un an fără salarii, atunci rămâneți la 4 ani. Eu puteam să o fac. Eram actor, aveam și eu salarii de actor, dar nu puteam să angajez școala, atât profesori și de la film și de la teatru și de la tot, să angajez ca rector, să nu primească salarii un an de zile. Îmi săreau, mă omorau oamenii, cum adică? Și am acceptat trecerea la 3 ani. Acum Liviu Lucaci, cu cererile de rigoare, cu zbaterea de rigoare, a reușit revenirea și au dat seama că e o tâmpenie scurtarea învățământului teatral la 3 ani. Și a reușit trecerea. Anul ăsta, prima generație care începe și continuă până la anul 4. Păi asta e un lucru extraordinar. E o victorie, da. Și ăsta e un semn că vom reveni. Suntem pe fundul văii și începem ușor, ușor, dar nu vă imaginați, s-ar putea să traversăm un război. S-ar putea, cine știe, nu începe imediat. Dar lumea în
în concepție se trezește. Începe să gândească, dom'le, adică ce ne pun ăștia? Să pot să-i spun cuiva, să ajung să gândesc în așa fel încât să-i spun cuiva, știi, băiatul meu se însoară. Aoleu, felicitări, cu cine? Cu băiatul ministrului sănătății. Ce vorbești, dom'le, ești nebun? Și uite așa, deci să fii și fericit anunțând cât de mult se iubesc cei doi băieți. Dom'le, eu nu pot să mă opresc de la asta, nu pot să concep. Da. Fac râie. Bun, să nu insistăm pe nuanțele astea, că unii le condamnă, alții le cataloguează ca fiind... Să ne condamne. Da. Să facă ei, dar să nu oblige copiii de la 5 ani. Să nu devină normă. Să afle, să îi întrebe dacă sunt băieți sau fete. Este cea mai mare crimă care se poate petrece în țara asta. Și în Europa, și în lume. S-a mai întâmplat asta. Nu chiar așa. În 1917, conform învățăturilor aceluiași Marx, tineretul frumos și liber, chiar așa era denumit, mai ales când a venit Revoluția din Octombrie, avea voie să facă orice. Nu au desfințat căsătoriile, au desfințat... Cât a trăit Lenin până în 23? Era un haloimes general, poporul devenea neguvernabil. Beau de dimineață până dimineață, făceau sex în comun, în grămadă, nu conta. Erau fericiți, așa zisă fericire, era un dezmăț. Până când Lenin a murit, el a permis asta. Pentru că Lenin... I-a servit cauzei. A? I-a servit cauzei. Nu cauzei. Haosul. Ce cauzei? Păi... Ce cauzei? I-a permis firii lui, pentru că și Lenin era așa. Știe toată lumea despre relația lui cu Zinoviev. Am mai ce citit, avem cultură. A, de-aia e bine să nu mai avem cultură. De-aia e bine, să știm așa, tot. Bun. Și când a venit Stalin la putere, Stalin, criminalul, ucigașul, și-a dat seama că Rusia devine neguvernabilă. Și a zis imediat, căsătorii, renunțăm la băutură și la... A făcut-o guvernabilă, și poporul frumos și liber. Păi a făcut de iabelit. Păi s-ar putea întâmpla și la noi. Da. S-ar putea, asemenea nenorociri nasc monștri. Și noi suntem într-o... Dar simt că în circumvoluțiune poporul a început să se deștepte. Că n-au votat contra familie, pentru familia tradițională, ceea ce rupt biserica acum vreo 2-3 ani. N-au venit, au zis, s-au lenevit să se ducă, las, că și așa e normal. E normal, uite cum introduce... Uite normal. Da, da, domnule Zanfirescu, sunt toți la fel cei din politică? Ce? Sunt toți la fel? Nu sunt săraci, dar sunt înnecați, adică e ca și când te-ai scufunda așa, înnecați în masa celor care, pe când îi vezi pe cei de la USR, ai impresia că... Facă și una pe ăștia de la USR acum. Nu! Nu? Că mi se pare că i-ați luat așa la... Nu i-am luat, domnule, dacă îi vezi, sunt scoși la șapirograf, sunt identici. Păi, de asta s-au și adunat să facă de un partid, că gândesc la fel, au aceleași valori. Dar multe bălării are și poporul ăsta. Nu au fost chiar așa multe, că dacă te uiți la procentele lor, nici nu prea mai sunt și nici n-au prea fost. Eu cred că nu o să mai fie deloc. Acum vedem, că s-au mutat în altă parte. Om vedea, că s-ar putea să mă înșel. Da, despre, și cu asta închidem, despre încuscrirea asta, în pofida firii politice, ar spune mulți, deși istoria recentă ne-a arătat că s-au mai cuplat de câteva ori PNL cu PSD. Ce spuneți? Reușesc să meargă să facă ceva din țara asta? Reușesc împreună până în 2024? Păi pentru ca să mențină puterea, da? Să rămână la putere, sunt în stare să se unească și cu Satan. Am înțeles. Și ăia, și ăia. Păi cum? Ce e mai ridicol decât să-l vezi pe muntele de președinte? Așa. Contra PSD! Contra PSD! Cum vorbește lat și greși, prost vorbește. Prost și vorbește încet și e plicticos. Și o spun ca actor, nu ca ce vreți. E plicticos și penibil. Aveți niște standarde foarte înalte dumneavoastră fiind de... Voi fi având, da. Sigur. Bine, mă plictisește și pe mine, nu zic, da. Nu, domnule, nu. Dacă îmi vorbește când nu fie de la PSD. Și acum... Surprize? Și acum l-aș vedea în față și aș spune, ei, cum stăm? E război, v-ar spune, e nevoie, e asta. E război și de-aia
cu PSD. El declară că noi suntem în război, nu. Noi românii suntem în război și că noi românii facem tot ce putem pentru Ucraina. Bă, mi se pare că Putin este înțelept și nu se uită la nimurici ăstea. Nu se uită. Dacă numai dacă ar întoarce privirea și ar face bobârnacul așa, pac! Să ne ferească, da. Da, deci sunt condamnați să meargă împreună, spuneți, până în 2024. Ce să fie? Sunt condamnați să stea împreună PNL și PSD. Păi nu știu. Eu n-am știut să spun că se vor unifica. N-am știut. N-am adică, pe retorica lui Iohannis v-a surprins cumva. Mă întrebam ce va face Iohannis când useriștii da? Și-au dat în petec. Da. Că să nu uităm, ei participă la alegeri, ei și-au dat în petec. Ce dracu mai participă la ce alegeri? După ce și-au dat în petec. Și-și dau într-una. Păi bun. Ce? Și acum s-a unificat. Mă întreba, ce va face? Cu cine face el majoritate? Că dacă o făcea de la început cu PSD, da. Era mai înțelept. Păi nu putea, că i-a înjurat de dimineață până seara, păi 7 ani înjura, de zile. Păi tocmai, dacă nu înjura și făcea cu PSD, nu mai băga USR-ul în seamă și nu îl mai punea în funcții importante. Eu cred că tot a fost bine, domnul Zafirescu, că a văzut lumea cei de capul USR-ului, că altfel s-a alimentat, a văzut lumea ce a putut PSD, USR-ul la guvernare. Păi da, dar ne costă mult. Acum, câte a plătit țara asta, ce mai contează o factură? 2024. Iohannis teoretic își termină mandatul. Pe cine vedeți președinte? Aici e bătaie mare. Aici e foarte interesant. Păi trebuie să știu că nu sunt Mafalda. Nu, în sensul că pleacă la NATO Iohannis și îi merge scenariul cu Ciucă, președinte interimar și președinte plin. Totul se poate. Sau vine Joana, că îl trimit unii și alții și hai mă, du-te și ia-ți mandatul pe care l-ai pierdut în fața lui. N-aș vota cu niciunul. N-ați votat? Nu vă simțiți reprezentat? Eu nu mai mă duc. Ce să mai mă duc? Sunt o bătrân, am votat toată pe buletinul meu să nu mă ștampile. Dar, domnule, nu vă duceți la vot? Păi nu mai mă duc. Păi dacă mi-a ajuns... Păi am vorbit degeaba. Mie mi-a ajuns să mi se scoată pe nas. Tu l-ai votat! Tu l-ai votat! Păi l-am votat! Păi cine? Și pe Băsescu l-am votat în prima etapă. Serios? Păi de acum. Păi ce cu cine era? Stați să-mi revin. Păi era cu Joana. Nu, prima dată a fost cu Năstase. Și aveți dreptate un pic. E. Da. Și l-am votat. Ce să fac? Băsescu avea șanse să intre în istorie. Avea, acum. Știu. Și pentru eu, că da. Nu e deloc lipsit de înțelepciunea politică. Știe. Dar de ce s-a lăsat? În primul rând l-au distrus femeile. Și fiică-sa și... E și rușinos. E slăbit. Păi, dom'le, putea să... Stai puțin. Că dacă nevasta nu zice nimic, așa. El putea să facă ce vrea. Dar nu o pune în politică, mai frate. Și președinte de partid. Și o pui și, și viitoare președinte. Candidat. Așa, scrie la reclamă. Acum ai o fi rușine. Zice, Elena Udrea are tot ce îi trebuie. Cum așa? Așa scria reclame de-alea. Bannere de-alea. Uitate, eram filmam, fotografiată ca un iapă frumoasă. Că e frumoasă femeia. Săracă. Și acum, uite, a ajuns. Are tot ce îi trebuie. Ca să o votezi, știi, adică... Dar stați că m-ați descumpănit un pic, mi-a luat busola. Deci nu vă duceți la vot în 2024? Nu, nu mai mă duc, nu. Nici la parlamentare, nici la prezidențiale? Ei, nu știu, să vedem cum s-o face. Dacă păi ăștia sunt care dăm cu zarul acum și le potrivim păi și noi. Păi și pot să mă duc la vot? PSD, PNL, păi AUR, USR... O clipă, pot să mă duc la vot, la președinte și să tai tot. Și adică... să fie, să se... da... Păi să se. Eu vă mărturisesc că așa am făcut cu Ponta și Iohannis. N-am putut să votez cu niciunul. Se poate. Da. Eu n-am făcut tot timpul așa. Nu. Am făcut și eu așa. Eu am făcut că am zis, bă, nu. Păi eu și am Ponta și nu puteam. Acum ce și-a mai revenit, de când nu mai are putere. Nu și-a revenit. El arată acum că e o viperă, e foarte normal, poate vorbi frumos, a, da? Știe. Dom'le, n-ați văzut milițieni pe vremea, milițieni care, dacă îl cunoști acasă la el sau la tine, bă, e foarte drăguț, înțelege tot. Când apare acolo și că face pe tâmpitul. E om care zice, ăsta nu înțelege nimic, el înțelege. Da. Ponta e la fel. A, deci nu e cazul să ne riscăm din nou. Cum, domne, când? Nu știu, domne, el a ieșit premier, nu știu ce, promițând că
cu pungeștiul, da, va lua măsuri. Și, și după aia a ajuns la... Și a zis, măi, stați puțin că au dreptate americanii să vină să vă bată și să vă ia pământul. Cum au bă dreptate? Ești tâmpit? Păi te-am votat pentru asta. Da, da, m-am răzgândit că m-am lămurit. Păi în momentul ăla dai votul, da, dai funcția înapoi. Dacă era... El a ieșit pentru că și-a promis asta. Da. Păi cum e posibil? Asta e altă, că n-am terminat. Vă rog. Slăbiciune în România. Altă slăbiciune. Toți promit tot ce îți place să auzi. Dom'le, n-ai să vezi pe unul că zice, am să vă fur, am să vă trădez. Cum să zic așa ceva? El numai lapte și miere. Dar o lege care să-mi permită să-l trag la răspundere, că în primul rând că s-a mutat din barca unde eram și eu și l-am ales, în barca dușmanilor mei. El s-a mutat la alt partid sau la alt... Ce faci, bă? Păi tu mi-ai promis mie și acum te duci la dușman? Eu de ce te-am? Votul meu ce importanță? Al doilea. Ai promis că faci aici șoseaua asta. Nu știu. În primul rând, de ce promis ce nu ești în stare? Da. Deci se restrânge foarte tare cercul discuției noastre. Ponta nu, PSD nu, PNL nu, au, nu vă duceți la vot, Iohannis pleacă, Joana Ciucă, cam asta e. Ce ocazie am ratat. Cu cine? Cu Rațiu. Păi mașinăria de zgomot și de propaganda funcțională de care vorbesc. Știu, dar atunci Veriga, Iliescu nu se înscăuna. Și să pornea lanțul, se construia în altă direcție. În cu totul altă direcție. Poate că, fiind președinte Rațiu, făcea un referendum cu propagandă timp de 4 ani și venea și ne transformam în monarhie. Am fost făcut să credem că nu se mai poate lua înapoi. Corect. Că monarhia nu mai are valabilitate pe teritoriul unde a fost comunism sau a fost altă dictatură. Și spaniolii ne-au arătat că nu e așa. Că se poate, corect. Că nu e așa. Dar un om înțelept, care Franco, a ținut la țara lui. El a ținut un frâu, a dus Spania pe un nivel că nu era oarecare țară și când a văzut că el dispare și n-are pe cine să pună, că toți se vor bate pentru putere și să alege praful de țara aia, a zis, avem un rege. Și s-a întâmplat după aia ce știm. Am văzut inclusiv în aceste zile și cu ideea asta terminăm, vânturată de unii analiști, am văzut, ați văzut, avem analiști militari, analiști regali, avem tot ce ne trebuie, deci noi la nivel de părere stăm foarte bine. Spunea, doamne, bine că nu l-am pus, n-am revenit la monarhie, că măcar am rămas cu idealul ăsta în istoria noastră recentă, avem și noi un reper, o bornă, că am fi distrus-o și pe aia dacă am fi pus-o în funcție. Știți, cumva, eu, servind cauzei ilieștiene. Eu trebuie să spun până la capăt. Multă lume mă cataloghează pe mine drept monarhist. Eu, da, sunt monarhist, dar n-aș fi votat niciodată cu Casa Regală Hohenzollern. Niciodată. Pentru că eu sunt monarhist, dar aș dori un rege. Nu aș dori un trădător. Pentru mine, Hohenzollern, Mihai I, care și-a predat mareșalul, care i-a salvat pielea, și l-a legat fedeleș, l-a atras și l-a legat și l-a predat dușmanului cu care s-a luptat 4 ani de zile. Deci, atunci care e soluția? Care ar fi fost? Soluția este o monarhie. Păi de unde? Am spus-o la începutul emisiunii. Da, dar se poate să nu fie așa, numai că poporul nostru e prea inventiv ca să nu găsească... Aia zic. O să apară o idee în popor și o să o susținem sau nu. Deci o să apară o idee. Nu poți să nu înțelegi că dacă noi eram coroană regală, noi România, nici ungurii nu aveau atâta ură și dorință de distrugere a României. Când am fi fost coroana regală a țării, monarhie, și aveam un monarh înțelept și demn, lucrurile pentru țara asta, poporul, țin minte de la bunicul meu că spunea așa, mă, când a apărut regele și ne-a rugat să acceptăm și curba de sacrificiu, am răbdat, că regele ne-a rugat.
am fost de prostiți de comunism, că am spus, și acum lasă-ne să ne dezmeticim, lasă-ne între ale noastre. Da, eu nu cred că... Eminescu nu era antisemit. Eminescu se opunea acapărării țării lui. Despre țara mea e vorba, pentru că sunt patriot. Și nu mă duc la nimeni în afară să acaparez, să iau, să-mi extind tentacul. Eu nu mă duc. Lasă-mă în pace. Asta e tot ce spun. Asta nu înseamnă șovin... Nu, se mai numește cum? Xenofobie. Sau... Xenofobie. Da. Că nu pot să fiu xenofob respingând microbul de pe mine. Mm. Eu nu pot să fiu atât de permisiv încât să accept virus și microbii să vină pe mine, că eu nu sunt xenofob. Da, da, eu cred că înainte de a ne face unii bine cu forța, trebuie să ne preocupe să ne facem noi bine și să ne ajutăm noi între noi. Că dacă noi suntem disponibili la tot felul de trădări românul, și la tot felul de românul e un caz greșite, special. Românul și cu asta închidem că am depășit cu mult. Vă rog. Ce să zic? Păi nu, românul? Românul e un caz special. Românul seamănă cu pieile roșii din America, care acum trăiesc în rezervații. Pieile roșii există și acum. Uh-huh. Dar ce? Continentul mai al lor, ei au avut acolo. Ziceți că există comparație? Românul așa va ajunge. În rezervație. Și ce? Și ce? Nu știu ce, domnul Zafirescu, dar vedeți, spuneți că nu vă mai implicați politic, spuneți că nu vă mai duceți la vot, dar în principiu sunt o serie de probleme pe care cine să le rezolve? Păi, dar nu pot. Eu am păreri și mi le expun. Da, de acord. Că cei tineri din jur... Păi nu, ăștia, pentru cei tineri care ne privesc și așa... Dacă ar fi să asculte un sfat de la noastră, care ar fi? Cum să facă? De unde să o apuce? Că spuneați și dumneavoastră la început. Dom'le, după 90 am fost ocupat, că am avut treabă, m-am luat cu munca. Păi și ei la fel. Așa e. Când să-ți mai găsești timp să te mai revolți, să te mai documentezi, să mai citești? Că... Da, nici ca pleșu, că mi-aduc aminte... L-ați luat la așa. Nu, mi-aduc aminte că am scris un pamflet despre România, dragă Românie, te-ai lăsat cucerită de toți și poporul român o să stea la gardul tău și o să zică asta a fost țara noastră. Ce am personificat România ca o femeie care nu știu. Și Pleșu m-a luat peste picior. Vine și Zamfirescu și socotește că eu nu am răspuns. Am vrut să-i răspund, furios, știu, ne cunoaștem, dar mi s-a făcut lehamite. Că i-am urmărit, este de o inteligență extraordinară, spune lucruri, le urmăresc, dar nici el, din punct de vedere practic, nu poate să facă nimic. Și atunci de ce mă întreb pe mine dacă, ce să fac? Poate că dau idei, poate că eu m-am dus în grupul pentru România. Am avut oameni grei acolo și m-au părăsit că am ajuns eu peremist. M-au părăsit toți. Și m-au băgat în față și am candidat. Am și pierdut că PRM-ul nu are votanți. Nu mai are, gata. Și eu m-am făcut și de râs ca peremist. Și m-am uitat la domnul Colceag și la domnul Roman, generalul Nicolae Roman, care e în Parlament. Zic, ce ați făcut, domnule? M-ați părăsit, m-ați lăsat? Păi de... Pentru o funcție. Mi s-a făcut lehamite și am zis, gata. Am înțeles. Gata, lasă. Eu vorbesc de unul singur. Da, poate s-ar putea să inspir pe cineva. Asta cu siguranță. Asta cu siguranță. Deci noi, românii, suntem în pericol de a ajunge într-o rezervație în România. Că zice, a fost și poporul ăsta cândva acolo. Haideți, domnul Zafirescu, că a supraviețuit poporul ăsta de la Daci încoace sub toate formele noastre, supraviețuiască el. Nu, suntem în pericol. Dar eu spun că acum lucrurile au început firav să se schimbe în bine. Hai, Doamne ajută! Perspectiva asta pozitivă, ziceți. Așa putem încheia. Da, îi punem punct așa și reluăm de aici. Ne mai întâlnim peste câteva luni să vedem dacă perspectiva asta... Nu, în câteva luni nu vor fi semne. Nu vor fi? E vorba de mult mai mult timp. Am un exemplu. Scurt, vă rog. Ca să dărâmi o casă, eu am locuit într-o casă veche când eram mic și s-a dărâmat într-o singură zi. Și s-a construit în 2 ani. Deci, ca să dărâmi e foarte ușor.
ce s-a întâmplat în ăștia 30 de ani. Dacă în 30 de ani s-a dărâmat și acum începem să o luăm invers, cred că în 90 de ani, de 3 ori mai mult, se va reface. Bun. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc în primul rând pentru disponibilitate. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Vă aștept și mâine la o nouă ediție.